Bine v-am găsit din nou, dragi prieteni, la emisiunea Școala Cuvântului. Cel mai popular subiect la ziua de astăzi, există oare viață după moarte? Mai cum spus, există oare conștientă viață după moarte? Și lucrul acesta s-a Sigur că s-a reflectat și în materialele turnate, video și filme, încercările de a prezenta, știu, anumite studii legate de spiritism. Deci, cu alte cuvinte, există oare conștiință după moarte legată de spirit? Există sigur că și curente filozofice, religioase legate de spiritism. Ce spune Sfânta Scriptura despre spiritism? Colegii mei de platou astăzi sunt alături de mine, pastorul al Bisericii Adventiste de ziua șaptea, domnia sa Iulian Romașcu. Bine ați venit! Mulțumesc pentru invitație. De asemenea și uh, director al Centrului de Plasament pentru Copii Curcubelul Speranței, domnia sa Valentina Vâhrist. Bine ați venit! Bine v-am regăsit! Mulțumim mult pentru că ați acceptat invitația și subiectul de astăzi e interesant, e provocator. Pentru că cei care sunt astăzi alături de noi și ne privesc probabil că își pun o întrebare. Dar ce se poate de gândit altfel? Ce? Nu există spiritism sau spiritul nu trăiește conștient? Ce v-ați spus voi astăzi ca sarcină? Ce să demonstrați sau să descoperim din de Sfintele Scripturii? Și cu toate acestea, evident, vom lăsa Biblia să ne vorbească. Și de aici, sigur că prima mea întrebare. Interesant cum zice Domnul Hristos în Evanghelie după Matei, capitolul 11, versetul 28. Nu vă temeți de cei ce uci trupul, dar care nu pot ucide sufletul, ci temeți-vă mai degrabă de cel, se referă la Dumnezeu, ce poate să piardă și sufletul și trupul în ghienă, adică în iad, în foc. Evident că textele despre care vorbește Domnul Hristos uh, sunt pentru un auditoriu specific. Este oare în context și pentru zilele noastre? Ne vorbește nou și ce ne vorbește vis-a-vis -vis de spiritism? Da, aș dori să precizez Matei 10 cu 28. Este textul pentru cei care a, vizionează misiunea. A, deci aș dori mai întâi de toate să vorbesc despre ceea ce cuprinde mintea oamenilor astăzi. spre exemplu, omului îi place supranaturalul. Uh -huh. Noi ca ființe suntem deprinși să admirăm sau să percepem totul datorită ceea ce vedem. Uh -huh. Când este dincolo de ceea ce noi vedem, adică taina, misterul, aceasta captivează. Și acest lucru foarte mult i-a captivat pe oameni și acest lucru nu s-a început de azi ieri, ci e cu mult înainte și chiar Noțiunea spiritismul, chiar dacă se spune că e undeva din secolul XIX, totuși... No, noi vorbim despre mișcare, da, în cazul dat, probabil da. că aveți în vedere. Totuși, concepția aceasta a nemuririi sufletului da, a pornit mult mai veche din Bă. filozofia greacă, Platon, Aristotel, care susțineau primordială uh, sufletul, da, spiritul uh, față de materie. Și în această idee și-a venit uh, acest gând da, că sufletul este nemuritor. Și atât de aici a pornit spiritismul, tot ce e legat de spirite. Și dacă îți luăm acest text de la Matei 10 cu 28, Domnul Iisus uh, vrea să atragă atenția numai acest, la acest fapt, ca da, să fim atenți, da? pentru că să nu ne timim de cei care ucid doar Trupul, adică fizic omul moare, ci cel că este cel care poate nimici și trupul și Sufletul. Adică, acest text ne vorbește clar despre faptul că Sufletul, de fapt, sau Ființa, omul ca ființă vie, moare, da? ajunge într-o stare inconștientă și nu conștientă, așa cum consideră chiar multe culte religioase, da? spunând că omul după moarte dacă a fost credincios se duce în rai, dacă nu a fost credincios se duce imediat în iad și acolo este chinuit. Deci iată ideea aceasta a spiritismului, a nemuririi, sufletului, a nemuririi omului creează de fapt aceste concepții care eu consider că sunt greșite dacă ne uităm din punct de vedere scripturistic. Evident că gândirea greacă antică încerca să răspundă la cea mai mare întrebare cei cu materia, de unde vine, provine, cum se explice. Și evident că încercând să explice diferența dintre un corp mort și altul viu, evident că este ceva, e diferent, e diferență. Și aici vin în concept, sigur că începând cu Platon, iar după aceea și Aristotel a dezvoltat foarte mult ideea despre faptul că, și Socrate, Apropo, Socrate, care a pus el, de fapt, a pus toate bazele. Platon, pur și simplu, a explicat, pentru că era ucenicul lui Socrate. Iar Socrate a pornit cu ideea că, de fapt, este ceva și diferența este faptul că există ceva ce este veșnic și, pentru el, a fost firesc Spiritul sau Duhul sau un Spirit. Pentru că, Platon, după aceea, în conceptele sale, încerca să explice lucrurile materiale, auspiciile, de acolo vin în parte și a captivat mințele practic civilizației antice de atunci. În încercarea aceasta de a explica, au fost ei corecți? Corect au căutat <coughs> ei și au găsit? Și astăzi trăim într-o societate care este plină de întrebări și orice întrebare are dreptul la existență și eu mă bucur mult pentru posibilitatea că astăzi vom avea ce discuta și în acest timp când toată lumea caută să înțeleagă ce se întâmplă după moarte. Așa bine. cum în, în diferite perioade istorice, fiecare cu filosofia lui a încercat să-și găsească răspunsul, mă bucur că în această perioadă îndelungată de timp a existat Cuvântul lui Dumnezeu și mai ales acum când avem acces direct de a studi de a Cuvântului Dumnezeu, putem să aflăm ce răspunsuri directe la acest mit care spune că moartea nu este decât o, o, un nou început. Uh, și lumea modernă în care noi trăim acum, dacă lăsăm un pic mai în spate pe Aristotel și Platon, o să observăm că lumea în care noi trăim, tot mai mult dezvoltă anumite curente filosofice și anumite domenii de studiere. Dacă ați observat, mai mult și mai mult astăzi se studiază subconștientul uman. Da. Și iată aici oamenii tind să dezvolte și să afle anumite lucruri care sunt curioase pentru societate. Ideea de bază este, în baza căror studii noi facem anumite studieri. Dacă la baza studiului nostru și a întrebărilor pe care noi le avem, pentru că ele au dreptul să existe, punem o bază serioasă cum este Cuvântul lui Dumnezeu, atunci noi vom afla răspunsuri. Și cum uh, lumea este plină de teamă, și asta trebuie să spunem, și cum lumea se teme, dacă ar cunoaște că moartea este un subiect care trebuie studiat nu s-ar mai teme și s-ar încrede în Dumnezeu și în cuvântul său, care spune clar ce se întâmplă în perioada în care omul moare și noi astăzi vom discuta și vor avea liniște sufletească chiar și atunci când studiază problema subconștientului, problema conștiinței și problema care cel mai mult deranjează în societatea modernă în care trăim, dacă acești morți, cum îi numim noi, vor mai învia. Eu înțeleg. Deci, ce spuneți dumneavoastră, de fapt, oamenii, cei mai mari parte din societate, sunt încântați de science fiction. Deci, o ficțiune, dar cu toate acestea vis-a-vis -vis de subiectele de viață și de moarte, pentru că este foarte important subiectul dat să răspunzi la întrebarea este sau nu este. Pentru că dacă vei fi înșelat, vă dați seama ce va fi. Sunt consecințe. Dacă nu, Așa. Și sigur că la, aici ați și prezentat sursa, pe ce se întemnează informația sau de unde, de unde luăm noi informație în materie de studiu. Dacă luăm din concepte, din niște experiențe, din niște halucinații, niște, eu știu, povestiri de experiența de moarte, de nu știu ce, sigur că nu constituie o metodă științifică reală, științifică, în cazul dat materia. Unicul lucru ce putem noi să înțelegem este descoperirea a lucrurilor, așa cum este făcut omul și așa mai departe, pe care o găsim noi în Sfintele Scripturi. Și sigur că următoarea mea întrebare pentru domniile voastre sunt legate de Sfintele Scripturi. Ce spun Biblia, și știți că Biblia este împărțită în două, la ziua de astăzi, dacă deschizi Biblia, vezi Vechiul Testament, Noul Testament. Pentru mine, el este un întreg, o întreagă Biblie, dar deoarece există această diferență, vom încerca să vedem atât în Vechiul cât și în Noul Testament. Citesc în Vechiul Testament, în Cartea Sfântului și Profetului Daniel. De ce, de ce, de ce pe el îl iau? Pentru că este o autoritate experiența lui. Iar științific vorbind, profețiile pe care le-a prezentat sunt incontestabile. Deci, <coughs> cartea lui și ceea ce prezintă sunt o autoritate. Citesc versetul 2, capitolul 12, versetul 2. Mulți din cei ce dorm în țărâna pământului se vor scula, unii pentru viață veșnică și alții pentru o cară și rușine veșnică. Cum se explică aceste cuvinte? Pentru că observăm câteva lucruri, câteva enunțări. Dorm și unii pentru viață, iar alții pentru moarte. <gătă -i> Eu cred că aici ne ajută foarte mult și alte pasaje biblice, pentru că Biblia este o carte care poate fi înțeleasă studiind și în context, și în ansamblu, și ne convingem foarte clar privitor la această întrebare legată de morți, spiritism, spiritualism, toate aceste curente, că din punct de vedere biblic și chiar poziția lui Dumnezeu era categoric față de acest subiect, ce anume vorbirea cu morții da? sau apelarea la morți. Dacă îi să luăm Leviticul capitolul 20, versetul 27 spune dar dacă un om sau o femeie cheamă duhul unui mort sau se îndeletnicește cu ghicire să fie pedepsit cu moartea, să-i ucidesc cu pietre, sângele lor să cadă asupra lor. Deci nu era o întrebare așa simplă, așa, dar Dumnezeu era foarte categoric. De ce? Pentru că Dumnezeu înțelege că este un pericol mare în această minciună pe care, da, pe care o cred oamenii, dar și trăiesc cu această convingere. Dacă sufletul după moarte, adică omul moare, dar sufletul lui undeva, ori în spațiu plutește, ori se duce în rai, ori în iad, ori se reîncarnează, da? deci sunt deja mai multe direcții în privința aceasta. Și Dumnezeu spune foarte clar da? că este o, o învățătură străină și el nu aprobă acest lucru. Și nu-i doar acest pasaj, mai este și la Deuteronom, capitolul 18 cu 11, care confirmă iarăși acest lucru. Deci nu-i doar un, un text să spunem că, uite, am luat acest lucru. Și problema omului este aceea că uh, nu ne place mai mult uh, ceea ce simțim. Nu atât de mult să spunem rațiunea în uh, mișcare, să punem logica să gândim da, de ce e ce așa, așa, dar ce e ce simt. Și dacă omul a avut un vis sau a avut o vedenie sau așa cum se spune de experiențele aceste când omul ajunge în moarte clinică, dar ajuns undeva, este în tunel, o lumină sau altceva, este undeva deasupra, se uită, medicii fac intervenție chirurgicală, dar stă să uită la ei, omul e captivat de asta, Da? Și, sau când se întâlnește sau un vis vede ruda apropiată, poate mama, bunica, cineva apropiat îi așa parcă emoții calde și aceasta pe om îl captivează și îl atrage și îl spune că uite, da, îmi place, uite ceva bun. Da. Aș vrea să intervin. Aici, în momentul în care ați spus despre calm, liniște, sufletească, cine dintre noi și dintre cei care ne ascultă nu și-ar dori ca moartea să fie ceva liniște, plin de liniște? De obicei, din uh, neștiința pe care noi o avem ca societate, uh, atunci când cineva urmează să treacă prin această etapă moartea, în sufletul nostru apare și disperare și din, din lipsă de știință, apare îngrijorarea, apare uh, frustrarea. Și în momentul respectiv, oamenii încep să-și pună tot felul de întrebări, iar neavând o bază, cum am spus noi, puternică pe care să se ancoreze, începe să-și pierdă și speranța. Eu iubesc așa cum iubesc și în practica de zi cu zi, citesc legea, să văd unde scrie, mie îmi place cuvântul lui Dumnezeu, pentru că are argumente așa cum are legea are articole, așa îi fac eu asociere de fiecare dată. Și aici, așa cum menționați și dumneavoastră mai înainte, avem scrieri și îndeoseb pentru cei care vor asculta încă o dată emisiunea, vrem să menționăm că în Biblie sunt multe versete care vorbesc despre starea aceasta de liniște și anume cum. Iată, noi ne îngrijorăm atunci când cineva decedează, dar cuvântul lui Dumnezeu tratează moartea ca pe un somn adânc liniștitor. Când eram mic, întotdeauna întrebam și eu, ca orice copil, ce se întâmplă cu cel care moare. Și țin minte că mămica mea mi-a explica un lucru și îmi spunea așa. Uită-te, tu noaptea când dormi adânc, simți ceva? Nu. Ești liniștită? Da. Tu când te-ai culcat noaptea, ai siguranța că te scolea în două zi dimineață? Zic, nu nu, nu știu ce o să fie. Dar ești liniștit în suflet? Da, sunt liniștită. Uite, așa este moartea tratată de către cuvântul lui Dumnezeu. Moartea este un somn adânc și liniștitor. Și cuvântul lui Dumnezeu în 1 împărați, 2 cu 20, 11 cu 43, 14 cu 20, pentru cei care ne ascultă, puteți acasă de sine stătători să citiți. Toate aceste pasaje, pasaje spune că cel ce moare nu-și mai aduce aminte de nimic și ei adorm împreună cu părinții lor. Biblia tratează subiectul ca fiind un timp de odihnă în care omul doarme. Și acum o să vă întreb, în momentul în care dormiți, Ați observat spiritele voastre să iasă din voi și să călătorească pe undeva? Cine poate să interpreteze visurile. Vis, da. Poate fi. Ca un fel de călătorie, nu știu pe unde <laughs> și așa mai departe. Exact, visurile. În cazul respectiv, specialiștii vă vor spune despre subconștientul dumneavoastră care atunci când voi dormiți în trupurile voastre pe care le aveți, subconștientul va avea anumite manifestări. Aceste manifestări nu vor fi legate de o viață viitoare. Ele întotdeauna vor fi legate de ceva ce a trăit voi în viața voastră. Să facem diferența. Deci în timpul somnului, omul poate să aibă vise care sunt o practică a experienței sale. Poți fi legate de o traumă psihologică. Poți fi legată de o activitate care ai făcut-o intens în acea zi. Poți să fie legate de o persoană pe care, de exemplu, a decedat, iar tu emoțional, nici cum oamenii spun așa, nu i-ai dat drumul, da? În gilmele, parafrazăm cumva, legat de o persoană care e motiv, tu te ții încă uh, legat. Și atunci subconștientul tău îți va aduce, atunci când tu ești liniștit, îți va aduce în minte anumite evenimente. Deci nu poate fi explicat și spus că uh, ceea ce ai visat noaptea este Spiritul tău care umblă pe undeva și face ceva. Să fie clar pentru cei care ne, -ne ascultă. Mai mult. Iov tratează acest subiect, însă și Iisus Hristos tratează subiectul și spune așa, prietenul meu Lazar, ce zice el? Doarme. Dacă noi am vorbit puțin și am spus despre Aristotel, despre Socrate, despre Platon, acești oameni, având o influență atât de altă în societatea în care ei trăiau și aveau o influență, după dânsii vine, practic, Isus cu, cu, cu o bază serioasă în care El vorbește și spune, voi puteți să vă închipuiți orice, dar adevărul este așa omul acesta doarme. Și îmi place că sora lui Lazar zice ea, zice, dacă vineai tu mai înainte, el nu murea. Adică ei conștientizau că somnul despre care vorbește Isus Hristos este moarte de fapt. Mai mulți cei care erau vizibili acolo în această situație spun, dar nu e posibil să cumva să doarme pentru că el deja miroase, adică putrefacția și avea locul deja. Iar Iisus spune, acest som liniștitor, el poate fi dat la o parte. Și el spune, el poate învia. Nu. Vedeți? Deci moartea pe care noi o trăim astăzi pe fața pământului, ea este un mijloc prin care omul se odihnește și așteaptă ziua. Și mai, mai frumos, știți ce este? Că pentru cel care doarme, acest timp este foarte scurt. Ca și cum Am așteptat, da, ca și cum oare noi când dormim adânc numărăm orele stăm și ne uităm la minute? Nu! Fix așa se întâmplă și cu cei care au dormit și cred că în următoarea intervenție sper că o să vorbim despre, despre un alt verset tot destul de interesant, uitați-vă ce spune în 9 cu 5, spune că cei vii știu că nu vor muri adică noi suntem conștienți dar cei morți despre și spun că nu știu nimic până și pomenirea li se uită. Și aici o să vă mai dau o întrebare ca să nu vorbesc eu tare mult. Uh și o să ating societatea noastră, sper să nu se supere societatea prea mult pe mine, dar o să fiu directă. Noi iubim să spunem că suntem oameni care respectăm legea, care ne place adevărul. Iată aici eu o să spun o întrebare societății și vreau să nu superi. supere. Care dintre voi îi pomenești pe cei care au murit de 2 300 de ani în urmă? Nu, poate anumite nume. Așa, în istorie, cumva, la lecții de istorie și aduc aminte, exact. dar restul mai sunt. Exact. Mai mult dar restul... face cu persoanele mai apropiate, da? Dacă au fost rudele cele deci, cuvântul lui Dumnezeu prieteni. are dreptate. Pomenirea le se uită pentru că ei nu mai știu nimic. Alte versete din Biblie hmm. spun că ei nu mănâncă, ei nu vin în casă chiar nu și mai... versetul 6 spune și, și dragostea lor, și ura lor, și pismă totul tot este pierit, absolut nu ei gândesc. nu mai vin, nu se mai duc ei se odihnesc în trupul lor acolo, ei se odihnesc ideea din aceste versete este că oameni conștientul nostru este activ atâta timp cât noi suntem vii iar când noi am trecut prin starea de moarte noi ne odihnim, nu plecăm nicăieri deci nu mai există rațiunea care gândește pentru că textul spune clar, da? Să presupunem că omul a fost bun, a fost credincios, s-ar duce în rai. Deci acolo ar gândi, s-ar bucura, dar își spune textul că dragostea s-a dus. Să presupunem că a fost un om care nu a crezut în Dumnezeu, dar a făcut lucrurile ele, cum i-a plăcut. Dar spune că și ura lor, și pisma lor a pierit. Adică fiind poate în locul acela unde chipurile s-ar chinui, dar nu-i ură acolo, da? de deci ce Omul când moare nu într-o stare conștientă, nu este separarea aceasta suflet. De fapt, sufletul este viața, omul în sine este. Uh, formula biblică pe care ne-o dă Dumnezeu este la Geneza 2 cu 7, unde spune clar. Dacă Dumnezeu a suflat în nări de viață da, și a făcut un trup, materie, Dumnezeu, și astfel omul a devenit un suflet viu. Deci sufletul uh, este de fapt omul conștient ca persoană. Viață. Da. Manifestările pe care oamenii pot să le spună că le au după decesul unei persoane, de obicei sunt legate de tot ceea ce ține de lucrurile noastre nelămurite atunci când omul era încă viu. Și din dorința noastră de a lămuri anumite lucruri, tindem să credem că omul ăsta încă mai este cu noi, că omul ăsta mai este pe undeva pe lângă noi pentru a ne soluționa problemele noastre interne. Satan știind aceste lucruri și știind că nu este așa de ușor să te de un om cu care ai trăit 50 de ani, 60 de ani, 20 de ani, o mamă care a născut un copil atât de greu, știind durerile prin care noi trecem ca oameni, el se folosește de dânsle. Deci manipulează. Manipulează într-atâta încât noi, din dorința de a avea pe acești oameni mai, mai mult cu noi, mai mult timp, noi ajungem să credem prostii necunoscând Cuvântul lui Dumnezeu. Da, și aș dori să adaug că însăși cuvântul spirit, da, spiritism sau spiritualismul, spirit ce este, un duh. Da, și Biblia ne spune clar care sunt duhurile acestea, dar sunt duhuri de dragi sau duhuri de demoni, da, care fac lucrurile... <coughs> oculte, dar sau de fapt sunt opuși lui Dumnezeu. Da? Și de ce Dumnezeu ne avertizează? Da? Pentru că diavolul prin demonii lui se folosește ca un pescar de momeală. Da? Uite, știu cu ce îl prindem noi pe omul acesta, pe acela, da? cu lucrurile acestea și foarte ușor Vreau să întăresc cuvintele pe care le-ați spus până acum prin scrierile biblice din Deuteronom 18 cu 11, unde nimeni spune că nu avea voie să întrebe pe cei ce cheamă duhurile sau să dea cu ghiocul. Oamenii trebuie să citească, să vadă aceste lucruri și nu trebuiau să întrebe pe nimeni din morți. Deci asta era strict interzis de către cuvântul lui Dumnezeu. Mai mult, în Leviticul 20 cu 28 vom găsi un argument foarte drastic și s-ar părea că este destul de autoritar, unde spune că toți cei care se îndeletniceau cu asemenea lucruri trebuiau să fie uciși cu pietre. Și aici apare o altă întrebare pentru societatea noastră. Atât de necunoscători suntem în, în domeniul științei lui Dumnezeu încât atât de ușor ne amăgim pe noi și iubim vrăjitoria. Ocultismul ocupă un loc atât de avansat în, în societatea noastră, precum ați început și emisiunea. Filmele care se fac pe bandă rulantă, toate țin de domenii Ocult. de ocul, Societatea în care trăim, încât să afli o, o, răspuns la o întrebare pe care o au, nu se duc la cuvântul lui Dumnezeu, dar repede toți fug pe la vrăjitoare știu și sunt conștienți oamenii că nu e ok să te duci la vrăjitoare, dar se duc absolut toți. Unii au curajul să se abțină și sunt bravo, au principii de viață, dar tot i-ar interesa să vadă ce zice vrăjitoare. Evident că ne, oamenii sunt așa ființe care sunt curioase și mai ales că vor să răspundă la întrebarea ce este după moarte, ce va fi ce va fi cu noi, cu ceilalți, iar ceea ce ați menționat că în Sfânta Scriptură Categoric se prezintă, uh, categoric, uh, a ideea faptului că omul nu are cum să trăiască conștient după moarte. Moartea este un somn și așa cum noi am citit în continuare, va fi o reînviere. Și răspunsul este da, va fi, dar va fi înviere pentru unii pentru viață veșnică, iar alții pentru da, viața, și aici aș dori să pentru, pentru moarte veșnică. Ideea cu înviere, da? da? Să presupunem că dacă sunt cei care au crezut în Dumnezeu mm -hmm. și așa cum se spune că vor ajunge în rai, atunci care este rostul învierii? Absolut. Pentru că dacă invii, invii cei care răsplata celor credincioși de se ce invii? nu trebuia să întrebe pe vrăjitori, pe și așa mai de cei care cheamă morții? Și răspunsul a fost evident, pentru că există vrăjmașul care dezinformează pe oameni, iar astăzi, la scara largă, este această dezinformare. Spuneți-vă, rog, în timpurile, eu știu, contemporanilor ucenicilor și a Domnului Hristos, primarii biserici, a existat dezinformare? A existat această problemă? Permiteți-mi să, să, citesc, să dau citire unor cuvinte foarte interesante scrise de Sfântul Apostol Pavel, de Salonicin, 2 sa epistol, capitolul 2, de la versetul 7. Că și taina fără de lege aș început să lucreze, trebuie numai ca cel ce oprește acum să fie luat din drumul lui. Și atunci se va arăta cel nelegiuit pe care Domnul Isus îl va nimici cu suflarea gurii sale și îl va prepădi în arătarea venirii sale. Arătarea lui se va face prin puterea satanii cu tot felul de minuni, de semne și mari min, deci, minciunose. mira, Da, puteri min minciunoase sau înșelătorii. Spuneți-mi, vă rog, lucrul acesta a fost contemporan cu Pavel. Astăzi există problema dată. A rămas? Sigur, acest lucru se vede în Așa cum deja s-a menționat în la ce apelează oamenii, da, în situațiile critice, când e bolnav, când vrea să știe viitorul, cu cine să căsătorească, tot timpul oamenii folosesc aceste modalități supranaturale, da, Așa. cumva să afle informație, prin mediul spiritist, prin vrăjitori, prin ghicitori, prin toate metodele care le reclamează unii oameni că ar avea aceste. Adică vrei să spuneți că minunile se continuă și sunt la scară largă. Uitați-vă. Pseudominuni, da. Uitați-vă că Interesant. Omul care vine să afle uh -huh. ceva vine cu un scop. Scopul este obținerea de informații. Așa. Iar cel care prestează serviciile, are un alt scop total diferit. Ce se întâmplă? De obicei, în societate, noi cătăm ca scopul să fie identi, unul și același pentru a soluționa un caz. Iar aici noi găsim două lucruri total diverse. Unul vine pentru a obține informații, iar celălalt care prestează, faci cu scopul de a înșela. Deci, nu este scop comun în această lucrare. Ăsta care e mai hătru, care e plin de tot felul de lucruri îl amăgește pe ăsta care vrea să obțină informație. Închipuiți-vă un om care vrea să ajungă cu trenul în București, dar trenul, cel care vinde biletul și îl informează să se urce în tren, știe de fapt că destinația nu este Bucureștiu, dar este Chievul. Ce a vrut călătorul să obțină? Informație pentru a ajunge în București. Iar ce i-a prestat? Informații pentru a ajunge în Kiev? Uite, așa se întâmplă și aici. Unul vine pentru un scop, altul îi oferă un alt scop. Și Dumnezeu, prin adevărurile sale, vrea să ne aducă la conștiința noastră că oamenii, voi sunteți amăgiți. Voi, prin necunoașterea Cuvântului lui Dumnezeu, sunteți dezinformați și lumea iubește societatea asta spun informare, dezinformare iată noi cu toții ne-am prins într-o plasă de dezinformare pentru că înșelăciunea spune că o luat un scop atât din alt și aici, cum ați citit și dumneavoastră puterea se arată prin puterea lui satana și îl menționează cu tot felul de minuni și semni de o putere maiestoasă și toată lumea neavând neavând bază cuvântul lui Dumnezeu se lasă amăgită și crede că este adevăr. Iată aici e pericolul. Și o minciună spusă de câteva ori de tine ajungi singur, personal, să o crezi ca fiind adevăr, iar mm. când o transmiți celui de lângă tine, el o crede adevăr. Iată aici e tragedia. Când nu știi baza, sursa, de unde ai luat acest adevăr. Sau înșelăciune. Dumnezeu spune foarte clar la Isaia 8, 19 și 20. La lege și la mărturii. Da, da? Deci astea, vrut... Că dacă nu vor apela la legi și la mărturii, atunci nu va mai răsări zorile pentru poporul chiar acesta. am vrut să vă citesc acest verset, dar ați trecut deja la un alt, un alt subiect. și Insist, ca să citim și pentru cei care ne ascultă. Da, Uitați-vă ce spune aici Categoric spune. Isaia 8 cu 19 și 20, noi îl cităm de să iubim, să-l știm, dar ideea este mai de sus, din versetul 19, unde spune așa. Dacă vi se va zice, întrebați pe cei ce cheamă morții și pe cei ce spun viitorul, care șoptește și bolborosesc, spiriti și toate celelalte. Răspundeți, nu va întreba oare un popor pe Dumnezeul său? Adică dacă tu știi cuvântul lui Dumnezeu și tu ca societate te declari că, că ești credincioasă, de ce nu îl întrebi pe Dumnezeu tău? Dar fugi pe la tot felul de jarlatani. Va întreba el, poporul, pe cei morți pentru cei vii? Spiritele, A murit, dar a mai venit și îl întrebăm. Și mai jos este și consecința la lege și la mărturie. Căci dacă nu vor vorbi așa sau nu vor spune adevărul, nu vor mai răsări zorile pentru poporul acesta. Interesant spune în Cartea Apocalipsă, deci practic este ultima carte pentru ultima generație, spunând despre duhuri care înșeală și capitolul 16 la versetul 14, acestea sunt duhuri de dragi care fac semne nemaipomenite și care se duc la împărații pământului și păcălesc și așa mai departe. Iată, eu vin în curând, zice Domnul Isus, ca un hoț, ferice de cei ce vechează și își păzesc hainele ca nu cumva să rămână goi, adică să nu fie înșelați. Iar în Matei, Evanghelie după Matei 24, vorbirea directă a Domnului Isus pune în felul următor: Și vor fi, de la versetul 23, atunci, adică în timpurile înainte de venirea Domnului Hristos, pe care noi de fapt și o trăim. Dacă vi se va spune, iată Hristosul este aici sau acolo, să nu credeți. Căci se vor scula Hristoș mincinoși și proroși mincinoși, vor face, vor face semne mari și minuni până acolo încât să înșele dacă va fi cu putință chiar și pe cei aleși. Iată că v-am spus lucrul acesta dinainte, adică v-am avertizat. Da. Evident, astăzi, Lucrurile pe care le-ați prezentat și a zis că este nevoie să ne întemiem pe Sfintele Scripturi. Ar trebui noi cumva să înțelegem ce se va întâmpla cu spiritismul la sfârșitul istoriei Pământului. Va avea el loc și va fi ial în contradicție cu Sfintele Scripturi? Da, acest lucru și e foarte important în pentru noi. În contradicție cu cuvintele Domnului Hristos, direct? E important să știm acest lucru. De ce? Pentru că personal, înțeleg că diavolul are un scop uh -huh. în toată această luptă care se duce, scopul lui este de a-l descredita pe Dumnezeu. Iar Dumnezeu știe un lucru că un om niciodată nu poate să ridice mai sus în standardul moral decât cei ce el contemplează, ceea ce el mai mult admiră, ceea ce vede. Și Dumnezeu știe că dacă omul contemplează lucrurile pământește minciunea, minciuna și practic se închină diavolului, el nu se va ridica la un standard moral mai înalt. Iar omul care îl contemplează pe Dumnezeu, el devine un om nobil, un om curat și Dumnezeu știe că prin aceasta omul este amăgit, stricat, depravat și rămâne la cel nivel jos. Eu, eu cred că cea mai uh, importantă întrebare la ziua de astăzi, pe cine să credem? Da. Pe Hristos? Sau pe ceilalți? Eu o să-mi permit să mai citesc și eu un verset din Apocalipsa 13 cu 13, unde spune așa, să vârșea semne mari, până acolo că făcea chiar să se pogoare foc din cer pe pământ în fața oamenilor. Mai avem noi versete, acum nu o să le citim pe toate, unde este scris clar că va, se va preface într-un chip Acum, Vă eu... chiar chipul unui înger, chiar spune exact, la Exact, de lumină. Și slujitorii lui pot să iei asemenea chipuri de foc. Mm -hmm. O să pun o întrebare pentru societatea noastră și chiar și pentru noi, cei care considerăm că știm Cuvântul lui Dumnezeu. Eu adesea îi spun această... îi, îi pun această întrebare soțului meu. Închipuiți-vă într-o sare de vară, cum toată lumea este relaxată și este întuneric pe la unul de noapte deja. Închipuiți că stai liniștit pe, pe terasă afară și vezi că, că cerul cumva s-ar lumina. Nu tot, dar o parte. Să zicem că doar spichișinăul nostru. Și s-ar părea că coboară un înger de lumină. Și, dacă ați observat, multă lume încearcă tot felul de semne de picer care apar dintre noi să le interpreteze în fel și chip. Închipuiți, dragul meu, că ăsta un înger de lumină îți spune să te Cum crezi? Ce fac oamenii din Chișinăul nostru? crede că majoritatea se pleacă și se închină. Dar cuvântul lui Dumnezeu ne avertizează despre asta și ne spune clar că minunile vor fi de așa natură, încât oamenii care nu au studiat cuvântul lui Dumnezeu și aici o să-mi permit să spun, vor fi din start amăgiți. Pentru că aceste încercări și ispite vor fi pentru cei care cunosc cuvântul lui Dumnezeu. Și întrebarea este, tu, ca om, îl cunoști pe Dumnezeu și cunoști adevărul ceea ce spuneați, încât să fii scutit de aceste încercări care o să vină peste lume? Sigur că concluzia este evidentă. E nevoie să avem încredere în Sfintele Scrituri. Avem nevoie, e nevoie, crucială, probabil că nevoie, să îl credem pe Dumnezeu. Vă mulțumesc foarte mult, dar timpul e nimilos. e nimilos. Mulțumim mult pentru că ați fost împreună cu noi la discuția, la descoperirea, la această școală a cuvântului, la ediția unde am vorbit despre spiritism și ce spune Sfintele Scripturi vis-a-vis de acestea. Interesant, subiectul rămâne să fie studiat de fiecare dintre noi. Te invit pentru ca să îți concentrezi cuvintele, privirea ta, rațiunea ta asupra cuvântului lui Dumnezeu. Interesant cine sunt sfinței ultimul timp și cei care vor fi uh, de partea lui Hristos. Spune în Apocalipsa, în aceeași carte, capitolul 14, versetul 12. Aici este răbdarea sfinților care păzesc poruncele lui Dumnezeu, adică descoperirea, și au credința lui Isus, adică îl cred pe Isus Hristos. Te invit să-L crezi pe Isus, să crezi cuvintele Lui, dar pentru aceasta este nevoie să le citești. Dacă ți-a plăcut acest material, te invit să te împărtășești cu El, cu prietenii tăi, cu rudele, cu cei dragi ai tăi. dă de asemenea și o reacție. Iar noi uh, îți promitem că și la următoarele emisiuni vom uh, încerca să răspundem la alte provocări care vin de zi cu zi. Vă zic la revedere până data viitoare!